Un bărbat de 40 de ani din Dolj, dornic să ia din nou permisul de conducere, s-a prezentat la examenul autobăut. Bărbatul rămăsese fără permis tot din cauza alcoolului. Vizibil emoționat și ca să-și facă curaj, omul a dat mai întâi un păhărel pe gât. A fost testat la proba practică de polițistul examinator și s-a constatat faptul că avea o alcoolemie de 0,42 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În dimineața zilei de 17.11.2022, în jurul orei 8:30, un polițist examinator din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Dolj a constatat faptul că un candidat cu vârsta de 40 de ani din comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj, emana halenă alcoolică în timpul examinării probei practice pentru obținerea permisului de conducere categoria C. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest de către un agent de poliție rutieră și s-a constatat faptul că avea o alcoolemie de 0,42 de mg per litru alcool pur în aerul expirat. Candidatul a fost declarat respins la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria C. A fost mesajul polițiștilor, relatează Observator News.ro.